Hello, dear darling, și bine ați revenit pe canalul meu! Ei bine, astăzi vreau să vă spun că m-am tăiat la deget, dar o să aflați cum și în afară de chestia asta vreau să vă arăt ce chestii am primit. O grămadă de chestii, ca atare le-am păstrat special să le împărtășesc împreună cu voi. Așa că să începem! Micul meu story time despre acest deget este literally vorba despre un accident în bucătărie foarte stupid pe care probabil oricine l-ar fi întâmpinat. Am avut un blat de bucătărie la fel de lat pe cât este cuva de la chiuvetă și ca atare când am dat să șterg jumătate laterală, voiam să zic, am tăiat o bucată destul de sănătoasă din deget pentru că era un cuțit pe laterala chiuvetei cu lama în sus pe care n-aveam cum să-l văd orice s-ar fi întâmplat. Atât pot să arăt. E destul de grav. Adică tot ce vreau să spun este faptul că acest degețel a fost tăiat destul de mult așa și am avut super mare noroc că mi s-a oprit în deget, pentru că oricum bucata de deget lipsă, am luat-o din chiuvetă, am spălat-o, am curățat-o și am pus-o la loc. That is fucking disgusting. Thank you. Anyways, acestea fiind spuse, voiam doar să vă anunț, pentru că mai mult ca sigur m-ați fi întrebat în comentarii ce am pățit la acest deget. Ei bine, acum știți. O să mă vedeți în destul de multe clipuri cu degetul bandajat, până când va fi destul de ok să-l arăt lumii din nou, ceea ce probabil se va întâmpla peste o lună. Haideți să trecem la părțile mai puțin horifice și anume cutia pe care am primit-o astăzi de la Benefit, care este foarte mare. Este această cutie pe care mi-am luat libertatea să o tai înainte pentru a vă arăta și voi exact ce se întâmplă înăuntru. Avem această geantă și este plină cu produse. Iată, aceasta este geanta, este absolut minunată. Se vede, are un design foarte drăguț. Este o geantă, din punctul meu de vedere, perfectă pentru plajă. By the way, noi o să mergem la un moment dat într-o vacanță. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii dacă ați vrea să fac un vlog de vacanță. Anyways, aici avem un buzunar. Aici, cred că avem magia. Oh my gracious God. Deci este plină cu produse pe care abia aștept să le sociuiesc împreună cu voi și să mă uit la ele și să le desfac împreună cu voi. Și acum, nici nu știu cu ce să încep. Oh my God. Și o să încep cu... Avem aici, Bad Girl. Este un rimel de care am auzit o grămadă de chestii bune, pe care l-am văzut pe absolut tot YouTube-ul. Are un ambalaj super mișto. Interesting. Mama, arată ca un dildo gotic. Is bolnav, this amazing thing. Deci, asta este o periuță de rimel pe care eu personal nu o mai am la niciun rimel, așa că de-abia aștept să-l încerc într-un din videoclipurile viitoare. Uite, am găsit 3 push-up liner, they're real. Sunt niște linere colorate, din câte vedeți. Mă rog, unul este negru, iar celelalte două sunt albastru și verde. Culmea, eu chiar n-aveam aceste culori ca și liner. Deci nu știu cum au nimerit, mi se pare genial. Thank you very much. Ia să desfacem, o să desfac albastru. Arată foarte interesant. Are un design foarte, foarte mișto, din câte vedeți. This is happening. Și aici avem... foarte interesant. Și rotim în spate aici ca să iasă din produs. E destul de intens. Foarte interesant. Sincer să vă fiu, eu n-am mai lucrat cu asemenea dușuri. Mi se pare că e foarte cremos și nici cu designul ăsta n-am mai lucrat. Te văd, dacă nu apeși foarte tare, poți să faci și linii un picuț mai subțiri, dacă vedeți aici. Ca să nu rămânem în semnul întrebării, am să-l testez și pe cel verde. Este un verde khaki, așa, din câte observați. Așa este cel negru. Foarte negru și din câte observați am reușit să fac și linii foarte subțire, ceea ce este foarte ok. Pentru că pentru mine contează enorm de mult să pot să fac linii subțiri. Trecem mai departe. Oh my God! Avem aici Foolproof Brow Powder. Hai să vedem cum arată. Arată incredibil de mișto. Avem aici un aplicator, iar aici avem două faduri. Unul mai închis și unul mai deschis. Iar această nuanță este nuanța numărul 3, care cred că este pentru blonde, I think, mai mult. Deci designul este incredibil de drăguț, nu știu dacă se vede. Și aceste detalii, este superb, este absolut minunat. I love it! Însă, abia aștept să văd ce se întâmplă cu el. Deci, o să luăm un pic cu degetul din această nuanță. Avem pigment. Din câte observați, n-am putut să iau foarte mult din cea de-a doua nuanță, pentru că, evident, nu este foarte mult spațiu aici, deci n-am putut să fac degetelul prea mult. Trecem mai departe la următorul produs de sprâncene, Goof Proof Brow Pencil, care este un creion. Avem aici o periuță pentru sprâncene, pentru periat sprâncenele, iar în partea cealaltă avem un creion.
sub formă de lacrimă, nu știu cât de mult se vede. Cred că pot să fac pire de păr cu vârful. Oh my god! Din câte observați, dar sunt foarte finuțe, adică mai ales că este același număr, cred, este numărul 3, ceea ce înseamnă că este aceeași nuanță ca cealaltă paletă pentru blonde. Poate te și vopsi. Pot să te vopsesc eu? Vrei să mă vopsești tu pe cameră? Nu, vreau să te vopsesc pe cap. Dacă vreți să mă vopsească Vlad, să fac un video despre cum mă vopsește Vlad pe mine la rădăcină și mă face o altă culoare, nu uitați să-mi dați un comentariu. Și lăsați un comentariu și cu culoarea. Nu. Da. Nu. Verde neon cu reflexii mov. No. Da. No. Următorul produs este Gimme Brow Plus, care este un gel. Este tot numărul 3, ceea ce înseamnă că este tot o nuanță de blond, ceea ce înseamnă că mă va ajuta pe mine foarte mult. Uitați-vă ce design, no! Oh my god! Și există această mică periuță, ceea ce pentru frâncene mie mi se pare personal că este foarte mișto, pentru că poți să... Yes, baby! Aici am pus puțin, să vedeți exact ce culoare are. Ce mi se pare mie foarte mișto este că această periuță poate să-ți ajungă inclusiv pe lungimea de la sprânceană. Următoarele două produse, și anume Coralista și Hoola Light. Acesta pare mai mult blush și acesta este un bronzer. Și acum să vedem cum arată în interior. Avem, din câte observați, este o nuanță foarte drăguță și, oh my god, sunt super pigmentate. Deci sunt super mega pigmentate. Arată foarte natural. E foarte finuț, e foarte mișto. Trecem și la celălalt care are același tip de periuță, doar că aceasta este pe altă culoare și este un bronzer de o nuanță un pic mai deschisă ca mine din câte observi. Eu încerc să fac chestia asta pe cealaltă mână. Următoarele două produse similare sunt aceste super drăguțe fonduri de ten Hello Happy nuanțele 2 și 4, de care am auzit o grămadă de chestii și chiar vreau să încerc unul dintre ele acum să vedem ce și cum. Are un design super cute! Nu știu unde să pun, o să pun pe această mână. Nuanța este super drăguță. Este foarte lichid din câte se vede. Mie mi se pare că are o consistență destul de light. Nu știu cât este de buildable, dar e foarte, foarte lejer. Bine, then again, acum văd că pe cutie scrie Soft Blur Foundation. Deci, e clar că este un fond de ten light. Trecem mai departe și avem, oh my god, cât mi-am dorit acest produs. Este un gel de matifiere, super mattifying gel, professional. Acesta este domnul gel. O să pun undeva pe lângă. Arată așa, ca și culoare și are o structură foarte ușoară, adică nu e foarte dens. Văd că trebuie o cantitate foarte mică și se întinde extrem de repede, adică asta e super bine. Mamă, și mi-a lăsat mâna foarte fină, din păcate nu pot să vă arăt chestia asta pe cameră pentru că nu se simte finețea, dar puteți să mă credeți pe cuvânt și să vă explic că mi-a lăsat pielea extrem de fină, din câte văd eu destul de mată. Trecem mai departe, avem aici de asemenea acest bliculeț în care avem o grămadă de carduri pentru fondul de ten Hello Happy pe nuanțe. Mi se pare foarte drăguț, adică ideea asta oricum mi s-a părut genială de când am văzut-o prima oară pe internet, adică eram wow, this is so cool, me so happy. Bun, trecem mai departe la următorul produs și anume Dandelion Shy Beam, care este un iluminator lichid, care arată așa ca o ojă, mat, adică nu are niciun fel de shimmer, ceva sclipicios în el. Este efectiv un iluminator mat, destul de cremos, se usucă destul de repede, ceea ce mi se pare foarte interesant. Deci, dacă sunteți adeptele unui look mai natural, vi-l super recomand, eu abia aștept să-l încerc, sincer. Dar trecem mai departe la următorul produs și anume Go Go Tint, care este un produs 2-in-1 și anume... Este la fel, sub acest design de ojă. Pune-mi aici pe deget. Nu, acolo te dai cu ojă, bravo, floare. Bright Cherry Tinted Lip and Cheek Stain, ceea ce înseamnă că vă puteți da cu acesta și pe buziți și pe obrăjori pe post de blush. O să am lăsat destul de mult. O să iau de aici și o să pun, nici nu știu unde să pun, o să pun aici. A, să pun. O să tapotez să vedem cum arată, pentru că ne interesează să arate cât de cât și natural, dacă totul punem și pe obraj. Deci, arată cam așa, ceea ce mie mi se pare foarte drăguț, pentru că nu e foarte, foarte intens. Dacă îl mai șterg puțin,
arată și mai natural. Trecem mai departe la următorul produs și anume Airbrush Concealer Boing. Boing. Și avem această cutie pe care încă nu știu să o desfac. Acest concealer pe care o să-l desfac imediat. Și aceasta este nuanța. E foarte cremos. Foarte, foarte cremos. Nu știu dacă acoperă, uite, hai să încercăm ceva. Hai să încercăm să vedem dacă mi-acoperă dator. Yes! This happened! Și mi se pare și mai interesant că este destul de apropiat cu nuanța mea. Adică chiar mi se pare că se potrivește la fix. Ok, următorul produs pe care l-am primit este această oglindă Cute Mirror. You are Cute Mirror. Care este o oglindă de voiaj. E magnetică. Avem un magnet aici. Aici avem oglinjoara care... this is very interesting. Adică poți să o iei și te poți machia oriunde, bine, acolo sunteți voi. Hey! Deci mi se pare genial să poți să faci chestia asta absolut oriunde. Și designul, nu mai zic, deci oricum pe mine designul de la Benefit m-a cucerit din prima. Trecem mai departe la următorul produs și anume avem Laughter is the best cosmetic. Mamă, cât de adevărat. Serios? Deci dacă ești urât, râd de tine și zremi. Și gata, te-am machiat. Nu trebuie să râzi tu de mine, eu trebuie să râd, n-ai înțeles. Eu trebuie să mă simt bine și să râd, nu tu de mine. Dacă pune și tu te machiezi și râzi de tine, e... Aici nu avem ce-am crezut și eu că avem, încă. Nu e o carte cu bancuri? Nu. Este o oglindă de birou. Iată, aceasta este oglinda de birou. Eu inițial am crezut că este fie un caiet, fie că au scos o paletă de farduri și eram foarte wow. Deci poate pe viitor vor scoate o paletă de farduri. Eu voi fi oricum aici. Și ultimul produs pe care îl am aici este acest prosop de plajă. Yes, this is very, very welcome in my life. Bonus, vreau să vă mai arăt o chestiune, pentru că mi s-a părut prea drăguț și am zis că nu am cum să nu integrez în acest unboxing and review despre Benefit. Am fost la un eveniment Benefit și am primit această casetă mega drăguță. Înăuntru, din câte observați, avem aici o hârtie cu reclamă la noul produs Brow Contour Pro 4-in-1. Aceste minunate creioane pentru sprâncene cu 4 capete. Are acest design de școală. Cred că vă amintiți și voi de pixurile alea de pe vremuri. Ți minte când încercai să scoți toate culorile deodată? Numai tu încercai să faci asta. Lăsați un comentariu dacă nu eram eu singurul care încerca să fac asta. Eu n-am încercat să fac asta, asta știu sigur. Pentru fiecare creion în parte avem o parte de iluminare, o parte de definire, o parte de conturare mai deschis și mai închis. Dar, e foarte drăguț, sper să nu-mi sară toate creioanele de aici. Avem un sky, iar această chestie, această paletă super drăguță cu acest minunat design care mă termină, deci mi se pare genial. Se dă jos, iar aici avem ca un fel de stage super drăguț și mai avem aici o pensulă pentru sprâncene cu două capete, un capăt angular și un capăt pentru pieptănat sprâncene. Și acesta a fost unboxing-ul cu Benefit. Vreau să mulțumesc în mod specific Benefit Cosmetics pentru tot ceea ce am primit. Este absolut genial. Abia aștept să le încerc. Cu siguranță vor apărea de acum încolo în videoclipurile mele. Nu uitați să-mi spuneți pe viitor dacă vreți să fac un clip în care Vlad mă va vopsi. Da. Pavarotti de România. De asemenea, dacă vreți să fac un vlog de vacanță pe viitor, asta înseamnă viitor, undeva foarte viitor, adică... De Crăciun! Aproape de Crăciun. Somewhere around there. Anyways, de asemenea, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un thumbs up și v-ați bucurat împreună cu mine, pentru că eu personal m-am bucurat foarte, foarte mult cu voi și evident o să încercăm toate aceste produse împreună în tutorialele viitoare. Așa că nu uitați să dați subscribe canalului meu pentru mai multe videoclipuri de acest gen și tutoriale și multe, multe alte. Mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook. Nu uitați, ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, always love makeup.